conferinței de astăzi, primul dintre ele referitoare la investițiile pe care le-am propus să le facem acest an din bugetul local, iar a doua componentă, câteva dintre proiectele de hotărâre aflate pe ordine de zi a ședinței de astăzi, 27 februarie. Investiții din bugetul local propuse pentru anul 2020, am făcut o sinteză cu investițiile mai importante, cu toate că bugetul municipiului Piatra Neamț a fost afectat, așa după cum bine știți, în ultimii ani, în creditele mari contractate în perioada 2005-2007, am reușit în perioada mandatului meu de primar să echilibrez financiar primăria, să elimin riscurile financiare, să reduc la mai puțin de jumătate datoriile municipalității și chiar să cresc în casele bugetare pentru a putea beneficia în fiecare an de un buget de investiții care să acopere cel puțin în parte nevoile acestui oraș. Dacă la preluarea mandatului de primar, în decembrie 2014, datoriile primăriei Piatra Neamț totalizau o sumă enormă, 324 de milioane de lei, în cei 5 ani și 3 luni în care am condus administrația publică locală, am reușit să achităm peste 240 de milioane de lei, ajungând astăzi ca datoria să fie redusă la mai puțin de jumătate față de momentul 2014, respectiv 161 de milioane de lei. Dacă nu vă este calculul matematic, cei 240 de milioane de lei reprezintă și dobânzi, ca să nu aveți o necunoscută din acest motiv. Adică 324 de milioane de lei datorii la 1 decembrie 2014, doar 161 de milioane de lei astăzi când vorbim, februarie 2020, adică suntem la mai puțin de jumătate din datoria de atunci. Pentru a înțelege mai bine acest aspect, vă informez că la momentul decembrie 2014, suma datorată de Municipalitatea Pietreană reprezenta de două ori bugetul anual al municipiului Piatra Neamț, iar astăzi suma rămasă de plată mai reprezintă 80% din bugetul anului 2020. A fost un efort susținut pentru a realiza această reducere consistentă a datoriei orașului, efort care va trebui continuat și în perioada următoare, fără a afecta întreținerea și buna funcționare a orașului. Am dat dovadă de transparență totală în acești ani, informând permanent cetățenii orașului despre situația financiară a primăriei și am făcut tot ce a fost posibil ca pietrenii să cunoască situația financiară dificilă, dar să nu o resimtă. Am ajuns în anul 2020 la un buget local mai mare față de anii anteriori, iată că suntem la aproape 200 de milioane de lei, și la cel mai mare buget de investiții al primăriei Piatra Neamț din ultimii 6 ani. Câteva dintre investițiile finanțate din bugetul local propuse pentru anul 2020. Continuăm să asfaltăm străzile pietruite. La preluarea mandatului, din cei 163 din cele 163 de străzi ale municipiului Piatra Neamț, mai aveam de asfaltat peste 32 de kilometri. Am să rectific ca să nu fie o greșeală. Din cei 163 de kilometri ai municipiului Piatra Neamț de străzi, la preluarea mandatului, peste 30 de kilometri mai erau de asfaltat. Astăzi, când vorbim, mai avem aproximativ 9 kilometri de străzi de asfaltat și mă refer la străzile situate în Infravilan, în zona locuită. Încă 10 străzi care nu au avut niciodată covor asfaltic vor fi asfaltate în acest an. Este vorba de strada Schitului, strada Valea Albă, Pietricica, Lutăriei, Stejarului, Alea Brazilor, Ion Sergentu, Izvor, Izvoraș și Dimitrie Bolintinea. Un alt capitol important la întreținerea străzilor a fost reparația capitală a acestora. În acest an, alte 35 de străzi cu un grad avansat de uzură vor beneficia de reparații capitale,
însemnând frezarea totală sau pentru zonele afectate a stratului de asfalt existent și turnarea unui nou covor asfaltic. O altă investiție pe care eu mă doresc foarte mult este amenajarea unei case a căsătoriilor în imobilor în care funcționează societatea Urban cu acces aici la cea mai importantă zonă istorică și culturală a orașului, Curtea Domnească. E o investiție bugetată. Vom da drumul în curând la licitația pentru execuție. O altă investiție așteptată de pietreni este consolidarea și modernizarea drumului de acces pe Cozla și mă refer în acest an la tronsonul cel mai intens circulat și afectat, tronsonul situat între punctul Belvedere și platoul de la Gospodin. Tot pe Cozla, în acest an, vom continua să realizăm lucrări pentru preluarea și dirijarea apelor fluviale în vederea protejării imobilelor de la baza masivului. Vom reabilita totodată și deschide pentru evenimente iglu de pe Cozla, un obiectiv important, un obiectiv solicitat foarte des pentru evenimente. Lucrări de reparații și investiții în unitățile de învățământ, inclusiv în creșele din municipiul Piatra Neamț, ne-am propus pentru acest an, pentru a asigura condiții optime în desfășurarea actului educațional. Anul acesta am majorat cu 40% bugetul alocat reparațiilor, dotărilor și investițiilor în școli și aici mă refer doar la banii din bugetul local, la aceste sume se vor adăuga acele proiecte europene, o parte dintre ele deja semnate ca și contracte de finanțare, altele în așteptarea semnării contractului. Vom realiza lucrări într-o zonă afectată de inundații anul trecut. E o promisiune față de oamenii care locuiesc acolo, și anume lucrări de prevenire a inundațiilor în Cintia și Vădeni. Sunt câteva elemente pe care vrem să le punem în practică în acest an, care sper eu să fie completate de investițiile din zona instituțiilor guvernamentale cu atribuțiuni și mă refer aici la apele române, respectiv direcția Silvii. Vom finaliza modernizarea străzii Cumăriei prin turnarea ultimului strat de covor asfaltic pe tronsonul pe care nu există în acest moment și rezolvarea acelei probleme unde a apărut o alunecare de teren. Un alt proiect foarte important și observ că este apreciat de pietreni, îl reprezintă modernizarea tuturor punctelor de colectare a deșeurilor casnice din zona blocurilor de locuințe, din toate cartierele orașului și amplasarea de camere de supraveghere video la fiecare punct de colectare. Am finalizat centrul orașului, intrăm în Dărmănești și 1 Mai și cartierul Morăței și Preci. Tot din bugetul local vom moderniza sistemul de iluminat public pe strada General Dăscălescu, principală arteră de intrare în municipiul Piatra Neamț, prin montarea de corpuri de iluminat cu LED. Aici vreau să subliniez faptul că modernizarea sistemului de iluminat public se va face pe 3 componente. O finanțare europeană în cadrul a 2 proiecte, cu contractele de finanțare deja semnate, aflate în procedură de achiziție pentru proiectare. O componentă din buget local. Am considerat că acest tronson este cel mai important al orașului și o componentă pe fondul de mediu, din toate informațiile pe care le avem, va fi lansată o finanțare pentru acest tip de investiții de către administrația fondului pentru mediu. Totodată, vom achiziționa noi echipamente pentru iluminatul festiv de sărbători în completarea celor deja existente. O altă investiție se referă la achiziționarea a 4 locuri de joacă noi, moderne, câte unul în fiecare cartier, care vor înlocui echipamentele existente acum. Aici aș vrea să subliniez că am avut chiar în această dimineață o discuție cu compartimentul Gospodărie Comunală din cadrul primăriei și cu societatea Publisert,
pentru a întreține corespunzător aceste locuri de joacă în acest an și ușor, ușor să schimbăm din echipamentele existente cu altele noi și moderne. Vom monta echipamente fitness în 5 spații publice din oraș. Ele au fost achiziționate anul trecut. Am oprit montarea pentru că era nefiresc să le montăm în luna noiembrie sau decembrie. S-au realizat platformele pentru o parte dintre ele. În primăvara acestui an vor fi montate în 5 spații publice echipamente fitness în aer liber, cu acces liber pentru toți pietrenii. Un proiect la care țin foarte mult și la care nu vreau să renunț, e un proiect de suflet, amplasarea pe muntele Pietricica, a numelui orașului Piatra Neamț, cu litere volumetrice luminoase, similar celui din Brașov, ca să dăm un exemplu din România. Aici avem aproape finalizat proiectul, așteptăm evaluarea. Ceea ce mă bucură este faptul că există un interes pentru susținerea financiară parțială sau totală chiar acestei investiții. Interes manifestat de un grup de oameni de afaceri din oraș, implicați în mai multe proiecte din comunitatea noastră. Vom continua să refacem fațadele blocurilor din acea taxă ereditară. Pentru acest an ne-am propus blocul tur unic și două blocuri din cartierul Speranță. Reamenajarea parcului Tineretului și o reparație capitală la fântâna arteziană, de aici din parcul central, o investiție propusă de Pietreni și în cadrul consultărilor pe care le-am avut la începutul acestui an. Chiar ieri am avut o deplasare cu societatea Urban, aici în parcul central, pentru a gândi această reamenajare a parcului central. Tot anul acesta vom demara în scurt timp, odată ce vremea va permite, amenajări peisagistice, plantări de arbori și arbuști și înființarea unor noi zone verzi atractive. Vreau să vă spun că ne gândim chiar să împădurim o suprafață, am identificat un teren în zona Mintiana, pe care vrem să-l împădurim alăturându-ne acestui program național de plantări care se desfășoară la nivelul întregii țări și aici vreau să lansez deja o invitație către voluntari, pentru că am văzut din partea pietrenilor un interes deosebit pentru acest aspect, să ni se alăture în acțiunile de plantări prin voluntariat, anunțând la momentul respectiv când vom face acest lucru. Aici vreau să menționez și faptul că proiectele de infrastructură rutieră, finanțate din bugetul local, vor fi corelate cu proiectele finanțate din fonduri europene, care vor demara ca execuție în acest an, pentru că o parte dintre ele se află în proceduri. Pentru unul dintre ele chiar s-a semnat contractul de proiectare. Este vorba de reabilitarea bulevardului 9 Mai și Dimitrie Leonida. De asta aș vrea ca pietrenii să înțeleagă de ce, de exemplu, nu intervenim pe bulevardul Traian, un bulevard care e vizibil că are nevoie de o reabilitare, nu o facem din buget local, pentru că în scurt timp va începe proiectul european și atunci este păcat să ne cheltuim banii proprii când avem la dispoziție fonduri europene. Capitolul 2 se referă la câteva proiecte de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de astăzi, 27 februarie 2020. Am ales proiectul numărul 2, referitor la bursele sociale pentru elevi. Primăria Municipiului Piatra Neamț va acorda în anul 2020 un număr de 750 de burse sociale în valoare de 70 de lei per elev per lună pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț. Consider că este de datoria administrației locale să ofere elevilor din Piatra Neamț, indiferent de situația socială sau de starea de sănătate, șanse egale pentru a învăța. Prin astfel de măsuri, și copiii care provin din familii cu o situație materială dificilă sau care au o problemă medicală, sunt încurajați și sprijiniți să pregăteze cursurile școlare.
Pe lângă bursele sociale, susținem în mod constant și premiem performanța școlară, astfel încât învățământul pietrean să fie motivat pentru obținerea celor mai bune rezultate. Proiectul numărul 9, tot vorbeam de venirea primăverii pe care o așteptăm, acțiunea Piatra Curată, cred că e deja ediția cu numărul 7 sau 8, vom aloca o sumă de bani pentru această acțiune sau pentru ediția din acest an, acțiunii Piatra Curată, care se va desfășura, așa cum este obiceiul, pe toată perioada lunii aprilie și la care sunt invitați să se implice toți cetățenii municipiului Piatra Neamț care vor să se alăture municipalității pietrene în activitățile de ecologizare și de înfrumusețare a orașului pentru a atrage atenția în ceea ce privește aruncarea necontrolată a deșeurilor, element care e prezent în toată România, din păcate încă mai este prezent și în Piatra Neamț. Municipiul Piatra Neamț este recunoscut ca unul dintre cele mai curate orașe din țară, iar statutul de perlă a Moldovei trebuie menținut prin implicarea fiecăruia dintre noi. Așadar, invit și în acest an pietrenii să fie partenerii administrației locale, la fel ca de fiecare dată și la acțiunea Piatra Curată 2020 pentru un oraș verde și curat. De altfel, curățenia și estetica orașului vor reprezenta o prioritate și în acest an, în care vom planta în toate cartierele orașului peste 1000 de arbori și arbuști. Aș vrea să accentuez ceea ce am spus și mai devreme, că la capitolul plantări de arbori și arbuști ne-am propus pentru acest an și completarea prin plantarea perdelei forestiere de protecție de pe dealul Pietricica, împădurirea unei zone de pe dealul Cozla, pentru care deja avem o solicitare de voluntariat și a unui teren degradat în suprafață de câteva zeci de hectare în zona Mintiană. Acțiunea Piatra Curată s-a bucurat de succes încă de la prima ediție, înregistrând o creștere a numărului de participanți de la an la an. La ultima ediție, în anul 2019, cele câteva sute de participanți au strâns peste 15 tone de deșeuri și au plantat peste 1000 de arbori și arbuști în Piatra Neamț. Proiectul 11. E vorba de evenimente cultural-educaționale sprijinite de Primăria Municipiului Piatra Neamț. În ședința de astăzi alocăm bani și susținem prin parteneriat trei evenimente importante pentru orașul nostru, precum și participarea unui echipaj format din elevi și cadre didactice la un eveniment regional. Este vorba despre Festivalul Concurs Național de Muzică Populară pentru Copii și Tineret, Florile Ceaplăului, ediția cu numărul 32, organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare în perioada 13-15 martie la Piatra Neamț. Suma alocată este de 10.000 de lei. Un alt eveniment, Olimpiada Națională de Informatică pe echipe și faza națională a concursului pluridisciplinar ProSoft, care va avea loc în perioada 18-21 martie 2020 la Piatra Neamț. A devenit o tradiție să organizăm această manifestare educațională de nivel național importantă la Piatra Neamț, suma alocată pentru susținerea evenimentului de acest an fiind de 20.000 de lei către Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, unitatea școlară care găzduiește probele de concurs. Un eveniment iarăși important din domeniul educațional, Olimpiada Națională de Istorie, Istorie și Identitate Națională, care va avea loc în perioada 6-10 aprilie în orașul nostru. Suntem încântați și onorați în același timp să găzduim an de an la Piatra Neamț evenimente importante din domeniul educației. Consider că alegerea în fiecare an a municipiului Piatra Neamț gazdă pentru astfel de evenimente reprezintă o recunoaștere a implicării administrației locale în susținerea acestor evenimente și a educației în general,
precum și a rezultatelor obținute de învățământul din orașul nostru. Suma alocată de Municipalitatea Pietreană pentru susținerea acestui eveniment este de 25.000 de lei. Tot în ședința de astăzi alocăm o sumă de 7.000 de lei pentru sprijinirea participării unui echipaj format din elevi și profesori de la Colegiul Național pentru Rareș la etapa regională a competiției de robotică First Tech Challenge România, care se va desfășura în Iași în perioada 13-15 martie. Proiectul 36 de ordine de zi se referă la gratuități pentru pensionari și elevi la transportul public. Astfel, de la 1 martie 2020, va crește numărul persoanelor care beneficiază de gratuitate pentru mijloacele de transport în comun în Piatra Neamț. Vom extinde gratuitățile la transportul public oferite pensionarilor și elevilor din orașul nostru, începând chiar cu luna viitoare, cu 1 martie. În ședința de Consiliu de astăzi vom aproba creșterea plafonului venitului pentru acordarea de gratuități pentru pensionari de la 1.300 de lei, cât este în prezent, la 1.500 de lei, venit calculat pe fiecare persoană în parte. De asemenea, majorăm plafonul până la care se poate beneficia de gratuitate la transportul public pentru elevi de la 900 de lei la 1000 de lei. Atenție aici, venitul este calculat pe membru de familie. Adică, dacă într-o familie sunt doi adulți și doi copii, înseamnă că dacă acea familie câștigă până în 4000 de lei, venitul cumulat al celor doi soți, elevii din familia respectivă vor beneficia de gratuitate la transportul public. Brut sau net? Net. Consider că persoanele aflate în pensie și care au nivel al veniturilor redus merită sprijinite de administrația locală prin gratuitate la transportul public de persoană. Totodată, așa cum spuneam, oferim gratuitate la transportul public în cazul elevilor care provin din familii defavorizate socioeconomic, ale căror venituri reduse, nu pot susține contravaloarea transportului zilnic de la domiciliu la unitățile de învățământ, ca o formă de sprijin pentru accesul copiilor la educație, respectiv având ca obiectiv și reducerea abandonului școlar. Societatea Consiliul Județean Neamț Troleibusul are în continuare dificultăți financiare și mi se pare corect ca diferența față de tariful biletului rezultatul din calculul economic făcut de această societate să o suportăm oferind gratuități mai multe și nu compensații mai mari. Asta aș vrea să se sesizeze. N-aș vrea nici de cum cineva să considere că e o măsură electorală, cea pe care o facem acum, dar atâta timp cât troleibuzul are nevoie de un sprijin financiar, considerăm că acești bani trebuie dați sub formă de gratuități, pentru ca de această cheltuială a banilor publici să beneficieze pietrenii, pensionarii cu venituri reduse, respectiv elevii care provin din familii cu venituri mici. În funcție de evoluția punctului de pensie și a salariului minim, precum și de încasarea bugetului municipalității, luăm un calcul pentru acest an și alte măsuri de extindere a facilităților pentru transportul din municipiul Piatra Neamț.